Bună ziua și bine ați venit la această sesiune webcast despre cum putem construi un private cloud cu Hyper-V, System Center 2012R2, App Controller și Windows Azure Pack. Numele meu este Adrian Stoian, sunt consultant IT la compania Techready. Aveți datele mele de contact aici pe slide. Eu m-am ocupat cu acest subiect în ultima perioadă de timp, am scris chiar și un seminar despre cum putem implementa o astfel de soluție de private cloud. În această prezentare încerc să vă fac o trecere în revistă abilităților disponibile în Hyper-V, în System Center 2012R2 și de asemenea vom discuta despre portalurile de tip self-service pe care le puteți folosi pentru a oferi utilizatorilor acces la infrastructura dumneavoastră de tip private cloud. Înainte de a începe, vreau să spun că avem și premii oferite cu amabilitate de Microsoft România. Aceasta este să puneți întrebări, eu voi monitoriza panoul de întrebări și răspunsuri și la sfârșitul sesiunii voi decide cine va câștiga premiul pentru cele întrebări. Avem 4 premii. Revenind la prezentare, agenda este următoare. Mai întâi vom discuta ce este acela un private cloud, pentru a clarifica felul în care putem deosebi o infrastructură numită private cloud de o infrastructură de virtualizare. Apoi vom începe în partea de fabric, de infrastructură. Asta înseamnă că în consola System Center Virtual Machine Manager vom începe să adăugăm hosturi de virtualizare, vom configura partea de networking și apoi managementul storage-ului. Asta înseamnă că din consola de SCVMM vom putea automatiza alocarea de rețele virtuale, de storage, de asemenea felul în care facem managementul hosturilor. În pasul următor vom începe să alocăm resurse diverselor categorii de utilizatori din cadrul organizației. Pe scurt vom discuta despre cum putem crea clouds, un cloud fiind un pool de resurse care pot fi alocate unui grup de utilizatori. De asemenea, tot aici vom discuta despre felul în care putem crea template-uri virtuale și template-uri de servicii. La final vom discuta cum putem oferi utilizatorilor acces prin portaluri de tip self-service. Aici avem două opțiuni. Prima se numește produs din familia System Center și începând de anul trecut avem și Windows Azure Pack, un portal bazat pe framework-ul Windows Azure și care conține un subset din funcționalitățile oferite de windowsazure.com. Vom discuta despre cum putem configura aceste portaluri pentru a oferi utilizatorilor acces resursele care sunt partajate cu ei și a le permite să creeze mașini virtuale și servicii. Mai întâi, haideți să discutăm un private cloud și asta pentru a clarifica început terminologia. Avem aici un singur care își propune să explice diversi termeni pe care i-ați putea întâlni. De exemplu, când discutăm de infrastructure as a service, de platform as a service și de software as a service, care ar fi deosebit dintre aceste tipuri de oferte. Infrastructure as a service implică faptul că un furnizor de servicii, care poate fi departamentul de IT sau poate fi un furnizor third party, vă pune la dispoziție o mașină virtuală în care este instalat sistemul de operare, deci partea de bază, de infrastructură, să zicem. În cadrul acelui sistem de operare este treaba dumneavoastră să instalați partea de middleware, de exemplu SQL Server sau aplicații și să vă configurați toate aceste. Un pas mai sus, platform as a service, implică faptul că împreună cu sistemul de operare mai sunt incluse și o serie de
componente adiționale. Și în acest caz am putea discuta, de exemplu, despre SQL Server, despre .NET Framework și alte componente de tip middleware. Deci, mașinile virtuale pe care le obțineți de la o astfel de soluție ar conține pe lângă sistemul de operare și componente suplimentare. Și în sfârșit avem software as a service, în care totul este configurat automat și în care cel mai bun este Office 365, unde utilizatorii accesează niște servicii din cloud, dar care sunt gata configurate de către furnizorul de servicii, deci nu trebuie să facă nimic deosebit. Trecând în partea de sus, avem câteva atribute pe care un cloud trebuie să le aibă, în plus față de o infrastructură de virtualizare. Și aici sunt câteva, de exemplu, resursele sunt partajate la comun cu alți utilizatori. Deci, pe aceeași infrastructură sunt găzduiți mai mulți tenants, chiriași, care folosesc resurse în comun din cele disponibile în acea infrastructură, bineînțeles bazată pe tehnologii de virtualizare. De asemenea, avem un grad avansat de automatizare și asta înseamnă că, de exemplu, crearea mașinilor virtuale se poate face automat, folosind niște template-uri. Avem self-service, deci utilizatorii pot vizita un portal și în cadrul acelui portal să poată crea mașini virtuale folosind resursele care le-au fost puse la dispoziție, fără să necesite intervenția administratorului. Infrastructura este elastică, adică poate acomoda creșteri temporare ale solicitărilor din partea utilizatorilor. Și în sfârșit putem măsura felul în care utilizatorii folosesc resursele, atât la crearea mașinilor virtuale, cât și în momentul în care mașinile virtuale rulează pe un host. Și în sfârșit ajungem la diferența dintre un cloud public și un cloud privat. În cadrul cloudului public, acesta este găzduit de un furnizor de servicii pe internet. Cel mai bun exemplu este chiar Windows Azure, cloudul de tip public oferit de către Microsoft. Când vorbim de un cloud privat, de obicei vorbim despre o infrastructură de virtualizare bazată pe Hyper-V, Virtual Machine Manager și un portal. Aici putem folosi App Controller, care a fost proiectat pentru a fi folosit doar în interiorul organizațiilor, este single tenant, sau putem vorbi de Windows Azure Pack. Windows Azure Pack este multi-tenant, deci putem găzdui mai mulți chiriași, mai mulți beneficiari ai serviciilor și atunci suntem în poziția de a oferi servicii de tip cloud către beneficiari externi. Mi s-a părut că e bine să facem această discuție și să spunem de la bun început ce înseamnă fiecare dintre acești termeni, ca pe parcursul prezentării să ne putem referi mai ușor la ei. Pentru a construi o infrastructură de tip private cloud, trebuie să avem niște hosturi de virtualizare, evident, și aici vorbim de Hyper-V din Windows Server 2012 R2 și de asemenea despre Virtual Machine Manager, care este instrumentul de management pentru hosturi de virtualizare, partea de network, partea de storage și permite automatizările de care am discutat anterior. Ne vom referi la funcționalitățile incluse în noua versiune, în System Center 2012 R2 și asta o vom face pe parcursul prezentării, nu voi insista în acest moment. Primul lucru pe care trebuie să ni-l propunem este să vedem cum putem gestiona hosturile de virtualizare. Și aici vorbim evident de Windows Server 2012 Hyper-V, bineînțeles e recomandat să folosim ultima versiune, adică R2. Și în acest slide vedeți diagrama de arhitectură pentru Hyper-V. Este important să înțelegem felul în care funcționează Hyper-V pentru ca mai târziu să putem să vedem cum facem gestiunea acestui tip de hipervizor cu System Center Virtual Machine Manager. În momentul în care instalați
rolul de Hyper-V în Windows Server 2012, hipervizorul se instalează direct peste hardware. Asta înseamnă că inclusiv instalarea existentă de Windows devine o mașină virtuală numită Parent Partition. Diferența între acest Parent Partition și alte mașini virtuale care le veți crea pe un host de virtualizare este că acest Parent Partition vede toată memoria disponibilă și are o serie de componente care sunt folosite pentru a gestiona celelalte mașini virtuale. Astfel, vedeți pe slide, Virtual Service Provider, VSP, oferă servicii mașinilor virtuale care au suport pentru Integration Services. În acest fel, de exemplu, o mașină virtuală care are un sistem de operare ce suportă Integration Services, de exemplu aici, poate beneficia de suportul oferit de Integration Services pentru a accesa diverse servicii din partiția părinte. De exemplu, dacă dorește să acceseze rețeaua, va face acest lucru prin intermediul Virtual Services Client, prin VMBus, Virtual Service Provider și apoi folosind driverele care sunt instalate în partiția părinte, de exemplu driverele de rețea, poate accesa funcționalitățile avansate ale plăcii de rețea Ethernet incluse în calculat pe hostul respectiv. Similar pentru placa video, de exemplu, pentru a beneficia de accelerare grafică, la fel, din mașina virtuală, cu ajutorul Virtual Services Client, prin intermediul VMBus. VMBus este un mecanism de comunicație rapidă în memorie. Accesează Virtual Service Providers din partiția părinte și de acolo driverele plăcii video, driverele fiind instalate în sistemul de operare ce rulează în partiția părinte. Folosind acest mecanism, putem folosi pentru hosturi de virtualizare orice tipuri de plăci video de rețea pentru care există drivere suportate în Windows Server. Asta ne asigură o largă compatibilitate cu platforme existente. Aici vedem și prima deosebire față de platforma VMware, de exemplu, unde driverele sunt instalate în hipervizor și există un suport restrâns pentru anumite tipuri de plăci de rețea sau plăci video. O altă concluzie pe care trebuie să o tragem aici este că trebuie să avem grijă de partiția părinte, prin monitorizare, prin a verifica faptul că partiția părinte are întotdeauna resurse disponibile, deci trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui lucru și o să revin asupra acestui fapt în momentul în care discutăm de managementul folosit System Center Virtual Machine Manager. Am discutat suficient despre arhitectura, haideți să vedem câteva dintre îmbunătățirile care au fost incluse în ultima versiune de Windows Server. Și aici, pe coloana din mijloc, aveți capabilitățile din Windows Server 2012 R2 Hyper-V. A crescut numărul de procesoare logice. Referă la core-uri care sunt disponibile pe hostul de virtualizare și care pot fi folosite de Hyper-V. Memoria fizică maximă pe un host este de 4 tera. De asemenea, puteți avea un număr de până la 2048 de procesoare virtuale care pot fi alocate mașinilor virtuale. Trecând la pasul următor, de exemplu, față de versiunea 2008R2, unde puteți avea doar 4 procesoare virtuale alocate unei mașini virtuale, acum puteți avea. De asemenea, capacitatea maximă de memorie care poate fi alocată unei mașini virtuale a crescut la 1 tera și puteți avea până la 1024 de mașini virtuale active, deci rulând pe un host. Eu aș spune că, având aceste limite, practic suntem restrânși doar de hardware-ul folosit, pentru că în scenarii tipice de utilizare, de exemplu pe servere standard de rack, nu vom avea, de exemplu, o rată mai mare de încărcare de 20 de mașini virtuale sau eventual până la 40 de mașini virtuale dacă folosim un scenariu de tip VDI, deci cu densitate mare de mașini.
mașini virtuale. Și vedeți, aici nu mai suntem restrânși în scenarii despre ce capacitate de memorie va avea o mașină virtuală sau numărul de procesoare virtuale. Creșterile au fost foarte mari. Trecând la slide-ul următor, vedeți aici o comparație cu vSphere de la VMware, ultima versiune, deci versiunea 5.5. Aici trebuie să diferențiem între funcționalitățile oferite de hipervizorul SAXe de la VMware, care oferă doar funcționalități de bază, majoritatea funcționalităților suplimentare fiind condiționate de achiziția unei licențe de tip Enterprise Plus. Spre deosebire, în Windows Server 2012 R2, Hyper-V, toate funcționalitățile sunt incluse de la început în sistemul de operare și nu necesită licențe suplimentare. Deci, dacă dorim să comparăm, de exemplu, numărul de core-uri suportate pe host, cantitatea de memorie care este poate fi folosită pe un host și poate fi folosită de hipervizor, numărul de procesoare virtuale, numărul de procesoare virtuale care pot fi atașate la o mașină virtuală. Deci, strict ca cu titlul de comparație, vedeți că aceste capabilități sunt foarte similare. Personal, aș vrea să spun, părerea mea este că în acest moment bătălia nu se mai duce pe terenul hipervizoarelor, pentru că în atât hipervizorul de la VMware, cât și cel de la Microsoft, deci Windows Server 2012 R2, Hyper-V, au capabilități similare și hipervizoarele sunt deja o tehnologie suficient de stabilă, astfel încât nu este nevoie să ne mai punem probleme că nu există o capabilitate sau alta. În acest moment, bătălia se duce pe terenul tool-urilor de management și vom discuta despre acest lucru imediat când vom vorbi despre System Center Virtual Machine Manager. System Center Virtual Machine Manager de asemenea poate gestiona hosturi de tip Citrix Zen Server, începând de la versiunea 6.0. Pentru aceste hosturi trebuie instalat un integration pack care se găsește pentru download pe site-ul Citrix. Motivul este pentru a asigura API-urile, librăriile necesare pentru a putea instala agentul de SCVMM pe aceste hosturi. De asemenea, este suportat managementul hosturilor VMware. Aici, ca o paranteză, aceste hosturi sunt gestionate prin vCenter, deoarece nu se poate instala agent de SCVMM direct pe hosturile SAXe. Deci trebuie în continuare să aveți un vCenter. vCenter va gestiona hosturile de SAXe și iar SCVMM-ul se va conecta la vCenter și îi va spune de fapt ce acțiuni de management trebuie efectuate pe aceste hosturi. Vă reamintesc că puteți pune întrebări, eu monitorizez panoul de întrebări și răspunsuri și nu uitați de premii care vor fi nominalizate la sfârșitul sesiunii. Revenind la managementul hosturilor, trebuie să vedem cum putem gestiona aceste hosturi din SCVMM, iar pașii care trebuie sunt cei pe care îi vedeți aici. Trebuie să instalăm agentul de SCVMM pe hosturile de Hyper-V și să configurăm diverse setări. Și asta ne aduce la prima demonstrație. Voi partaja imediat consola mea de SCVMM. Ea se află imediat aici. Ok. Ceea ce vedeți este o instalare de SCVMM într-un domeniu care rulează pe mașini virtuale și aici aveți un host care a fost deja adăugat pentru a fi gestionat de către SCVMM. Pe scurt, dacă doriți să adăugați la un moment dat un host, mergeți la secțiunea de Fabric și aici puteți adăuga Hyper-V Host and Clusters, Citrix and Server Host and Cluster și VMware SX Host and Cluster. Bineînțeles, în acest caz, managementul se va face prin vCenter. Haideți să vedem primii pași de la Wizard. Cel mai bine este să avem hosturile de Hyper-V în același domeniu.
Și dar de asemenea trebuie să putem avea și hosturi în perimetru sau un workgroup și în acest caz va trebui să facem instalarea puțin diferit. Avem și o întrebare de pe Q&A. Ciprian BV ne întreabă pentru un cluster cu Windows Server 2012 Hyper-V roluri mașini virtuale, cum recomandați upgrade la 2012 R2? Instalare nouă cu downtime sau peste cea care există cu migrarea mașinii pe celălalt host? Este foarte bună întrebarea. Practic, în unul dintre scenariile suportate în Windows Server 2012 R2 este instalarea cu rolling upgrade. Asta ce înseamnă? Că aveți un cluster existent și puteți upgrada o parte din roluri, o parte din servere la Windows 2012 R2 cu rolling upgrade. Asta ce implică? Mașinile virtuale care sunt pe acele hosturi vor fi mutate pe alte noduri. Se începe cu un host, se mută mașinile virtuale, se upgradează și apoi se aduc mașinile virtuale înapoi. Asta este o facilitate de fapt din Windows Server 2012 R2 și este foarte utilizată și în cazul lui Hyper-V, deci pentru hosturi de Hyper-V. Revenind la prezentare, să finalizez demonstrația. În momentul în care vreau să adaug un host, trebuie să îi spun credențialele cu care să mă conectez la acel host. De exemplu, în cazul meu este tcredi/administrator și parola. Și pe urmă trebuie să caut în domeniul Active Directory hostul respectiv. Dacă acesta este găsit cu succes, îl voi avea în listă. În acest moment cred că hostul al doilea este oprit, deci probabil că rezultatul va fi negativ în acest caz, dar asta este procedura de adăugare a unui nou host. SCVMM se va conecta remote și va încerca să instaleze agentul și dacă lipsește să adauge rolul de Hyper-V. Deci îl pot selecta de aici din listă și în pasul următor voi face instalarea. Pentru că acest host nu este online în acest moment, o să fac cancel la Wizard și o să vă arăt proprietățile hostului existent. Vedeți aici informații care au fost colectate despre acest calculator, statusul agentului și vedeți că totul este ok, informații despre hardware-ul disponibil pe acel host și aici puteți gestiona inclusiv partea de storage, deci puteți vedea ce volume sunt disponibile, inclusiv cele care sunt prezentate prin iSCSI, puteți vedea ce rețele virtuale și puteți prezenta rețele virtuale către hosturi. De asemenea, există și componenta de management out of band prin interfețe de tip IPMI, DCMI, deci acele adaptoare care sunt disponibile în unele servere, pentru a putea controla hostul out of band. Foarte util în momentul în care vreți să faceți provisioning de la bare metal. Puteți schimba portul prin care se face comunicația cu hostul. By default este 2179, căile în care sunt plasate mașini virtuale și de asemenea puteți configura rezerve și aici revenind la discuția pe care am avut-o la începutul sesiunii, puteți rezerva resurse pentru acel host, astfel încât orice s-ar întâmpla, hostul, partiția părinte să nu rămână fără resurse. Vă aduceți aminte de diagrama de arhitectură despre care am discutat anterior. De asemenea, puteți vedea storage-ul prezentat către acel host. Vedeți, de exemplu, aici o partiție care este prezentată prin iSCSI, o să revenim la acest lucru. Ce rețele sunt disponibile? În acest moment nu sunt configurate. Setări de migrare, de exemplu să permitem live migration, locațiile în care să fie plasate noile mașini virtuale create și așa mai departe. Deci astea ar fi câteva dintre lucrurile pe care le puteți gestiona din
Hyper, din SCRVM pentru hosturile de Hyper-V. Bineînțeles, aceste lucruri pot fi configurate și individual pe fiecare host, dar și la nivel de grup. Și aici vedeți că am făcut un host grup numit Data Center, în care puteți configura rolul, reguli de placement. Rezervele pe hosturi, de asemenea, pot fi configurate într-un mod centralizat. Bineînțeles, în momentul când aveți mai multe hosturi identice și rezervele ar trebui să fie configurate similar. De asemenea, Dynamic Optimization și Power Optimization, care vă permit să, prima, de exemplu, Dynamic Optimization vă permite să echilibrați încărcarea hosturilor și astfel încât mașinile virtuale să fie distribuite într-un mod optim pe mai multe hosturi de virtualizare. Iar Power Optimization vă oferă posibilitatea de a salva consumul de curent prin consolidarea mașinilor virtuale pe mai puține hosturi, pe perioada când acestea au utilizare redusă, de exemplu pe timpul nopții, și oprirea hosturilor care nu sunt folosite. Bineînțeles, pentru a avea această capabilitate trebuie să avem out-of-band management, deci interfețele de IPMI, DCMI pe care le povesteam anterior. Revin la prezentare și voi mai lua câteva întrebări. Avem aici pe un domn care se numește N.A. Da. Există promoții pentru a migra de la vSphere la Hyper-V. Eu nu știu în acest moment de promoții de licențiere. Eu personal nu sunt specialist în licențiere. Cred că cea mai bună soluția ar fi să luați legătura cu unul dintre partenerii Microsoft pentru a afla ce promoții sunt disponibile. Eu, în acest moment, îmi cer scuze, dar nu știu de vreo promoție de acest fel. De asemenea, mai avem o întrebare de la Daniel. SCRVM trebuie să ruleze pe mașină fizică sau poate relua la rândul său în virtual? Eu, după cum ați văzut, folosesc SCVMM într-o mașină virtuală, deci fiind de foarte mult de infrastructura pe care doriți să o gestionați. În momentul în care aveți o infrastructură restrânsă, să zicem până la 100 de servere, SCVMM poate fi instalat cu succes în mașină virtuală. Dacă doriți să instalați o infrastructură de tip highly available, adică să fie disponibilă chiar indiferent ce s-ar întâmpla, atunci puteți instala SCVM în cluster. Pentru asta este nevoie să aveți un cluster cu două noduri, de exemplu, pe care să instalați SCVMM, câte o instanță pe fiecare nod, și de asemenea încă un cluster separat pentru SQL, pentru că și SQL-ul folosit de SCVM trebuie să fie highly available. Și asta ne aduce cu utilizarea la 4 hosturi doar pentru SCVMM. Bineînțeles că și acestea pot fi mașini virtuale, adică acele clustere de care povesteam să fie în mașini virtuale. Domnul Robert din G ne întreabă care este scenariul recomandat pentru hostarea domain controllerilor în Hyper-V. Este bine să mai să fie ținute în în fizic sau în virtual? Este nu neapărat legată de subiectul pe care îl discutăm, dar asta e o problemă pe care multe companii și-o pun, și anume dacă să virtualizeze mașinile recomandarea pe care am văzut-o și eu în diverse documentații Microsoft este ca să aveți cel puțin un domain controller, pentru că aici avem un scenariu în care, ok, trebuie ca în momentul în care hosturile pornesc să se poată face autentificare, să se poată conecta în domeniu. Și atunci e preferabil să aveți măcar un domain controller fizic. Și asta e o recomandare best practice. Am văzut-o în unele documentații Microsoft. Bineînțeles, puteți avea după aceea oricâte domain controllere rulând în mașini virtuale. Ce trebuie să fiți atenți este să nu faceți
checkpoint-uri și să nu faceți revert la mașinile virtuale cu domain controlere, pentru că cel puțin versiunile vechi de Windows, de exemplu Windows Server 2008, Active Directory nu se comportă bine dacă aplicați checkpoint-uri, dacă faceți revert la mașinile virtuale la o stare anterioară. Mai avem o întrebare din partea lui Alexandru. Am văzut că ați adăugat hostul într-un fabric. Fabric este același lucru cu clusterul. Fabric se referă la toată infrastructura hardware, să-i spunem, deci atât hosturi, cât și storage, cât și networking. Și o să discutăm în continuare și celelalte două componente. Practic, Fabric se referă general la infrastructură. Într-un Fabric pot avea mai multe hosturi, iar aceste hosturi pot fi unite într-un cluster. Deci, acel fie direct de pe hosturile respective, fie chiar și din dacă avem două hosturi separate care au comunicație între ele și au storage comun, atunci bineînțeles că le putem configura ca un cluster. Ok. Și mai avem o întrebare de la Mihai. Care este suportul pentru virtualizarea distribuțiilor Linux? Microsoft oferă suport pentru o serie de distribuții cunoscute, Red Hat, SUSE, CentOS, lista completă este disponibilă pe site-ul Microsoft și pentru aceste hosturi există inclusiv suportul pentru Integration Services, deci beneficiază de suport complet din partea hipervizorului. Bineînțeles că puteți instala și alte distribuții de Linux, dar pentru acestea va trebui să aveți Integration Services adăugat suplimentar și nu sunt suportate oficial de Microsoft. Asta nu înseamnă că nu rulează, dar pot fi folosite. Mai avem încă o întrebare de la Daniel, care ne întreabă hosturile puse în cluster trebuie să fie identice din punct de vedere hardware. Preferabil da, pentru că atunci când, de exemplu, doriți să faceți o migrare de pe, cu Live Migration de pe un host pe altul, este bine ca mașina virtuală să găsească resurse identice din punct de vedere hardware. Asta este o cerință, de exemplu, inclusiv pentru tipul de procesor, deși există compatibility mode pentru Live Migration, adică îi simulează mașinii virtuale un procesor mai vechi, totuși, pentru a obține performanțe maxime, hostul ar trebui să aibă același model de procesor pentru, de asemenea, dacă folosiți capabilități cum ar fi TCP/IP offload sau VMQ, Virtual Machine Queuing, de exemplu, ar trebui să aibă plăci identice de rețea, dacă folosiți facilități cum ar fi Remote FX, trebuie să aibă plăci video identice. Deci, din acest punct de vedere, este preferabil ca mașinile virtuale să aibă hardware similar. Ok, haideți să continuăm cu prezentarea. La pasul următor vom discuta despre cum putem configura rețele virtuale. Și aici avem următoarele puncte de discuție. În primul rând, dacă dorim să conectăm mașinile virtuale direct la rețeaua data center-ului, la rețeaua companiei, avem următorul scenariu. Avem rețeaua fizică, iar în cadrul rețelei, aici la rețeaua fizică, bineînțeles, avem conectivitatea cu exteriorul. Apoi avem logical network. Aceste logical network puteți să le vedeți ca echivalentul lui virtual switch de pe hosturile Hyper-V. Este un obiect la care mașinile virtuale se conectează pentru a obține acces la rețeaua fizică. Și în sfârșit avem mașinile virtuale.
Mașina virtuală se va conecta la Logical Network, deci la proprietățile mașinii virtuale, iar prin intermediul Logical Network va obține acces direct la rețeaua fizică, deci la placa de rețea de pe host. Asta este scenariul în care mașinile virtuale trebuie să comunice direct cu rețeaua companiei, direct cu rețeaua data center-ului. Și aici avem inclusiv suport pentru VLAN-uri, deci putem face configurări pentru a asigura conectivitatea dorită. Și aici vedeți câteva dintre elementele care sunt, pot fi folosite și configurate în SCVMM. Logical Network este acel tip de obiect care reprezintă o rețea și este conectată de obicei direct la rețeaua data center-ului. Putem crea pool-uri de adrese de IP care să fie alocate automat mașinilor virtuale în momentul când creăm astfel de mașini virtuale pe hosturi. Și de asemenea putem avea load balancere, atât Microsoft NLB, cât și putem configura load balancere externe, cum ar fi cele de la Cisco sau F5, pentru a face load balancing între mai multe mașini virtuale. Începând din versiunea Service Pack 1 și R2, s-au mai adăugat niște elemente suplimentare și asta pentru a putea include suportul pentru networking virtualization. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe aceeași infrastructură fizică putem emula mai multe rețele virtuale, iar aceste rețele virtuale pot fi izolate între ele, adică traficul, de exemplu, între aceste două mașini virtuale să nu fie văzut de celelalte mașini virtuale care rulează pe același host, chiar dacă, din punct de vedere configurație de networking, ele, de exemplu, ar putea folosi aceleași adrese de IP, aceleași subneturi. Deci avem acel network isolation care este implementat cu ajutorul protocolului NVGRE și care face o încapsulare a traficului de rețea între mașinile virtuale în pachetele de TCP/IP folosite pe rețeaua fizică a data center-ului. Deci avem aceste capabilități și avem un nivel suplimentar de VM Networks care reprezintă rețele virtuale care rulează pe aceeași infrastructură fizică. Avem în continuare conceptul de Logical Network și acest Logical Network se poate conecta direct la rețeaua fizică, dar mai avem și conceptul de Logical Switch, care ne permite să aplicăm într-un mod consistent setările de rețea pe hosturi. De exemplu, mai ales dacă avem într-un cluster, cum am avut o întrebare anterior, vrem să avem setări de rețea identice pe toate nodurile din cluster și atunci putem configura în Logical Switch, de exemplu, teaming, astfel încât dacă avem mai multe plăci de rețea în host, se fac automat teaming cu până la 16 plăci de rețea. Să putem configura quality of service pentru traficul de rețea, pentru diverse categorii de trafic, să configurăm filtering și alte capabilități disponibile în Hyper-V, începând cu Windows Server 2012 și 2012 R2. Iar aceste setări sunt configurate în Logical Switch, care e un fel de template și pe care îl puteți aplica după aceea asupra hosturilor. Haideți să luăm un scenariu. Avem o infrastructură de tip private cloud și în care dorim să găzduim mai mulți tenants, mai mulți chiriași. Și avem un prim tenant care vrea să găzduiască mașini virtuale pe infrastructura noastră, deci astea care le vedeți aici în partea stângă. Tenantul respectiv vrea să folosească un subnet ID 10.01.0/24 și să aloce adrese mașinilor virtuale din pool-ul 10.0.1.1 până la 10.0.1.100. Deci asta ar fi range-ul de adrese pe care el dorește să le folosească. Un al doilea tenant vrea să folosească și el același subnet ID și același pool de adrese. Iar mașinile virtuale se poate comunica, bineînțeles, între ele
indiferent dacă se află pe același host sau pe hosturi diferite, similar cu primul tenant. Cum putem implementa acest lucru astfel încât cei doi chiriași, cei doi tenants, să nu se certe între ei, adică să nu apară conflict de adresă de IP, iar cele două rețele virtuale să fie izolate între ele? Acest lucru îl vom acoperi imediat într-o demonstrație. De asemenea, ați văzut mai devreme conceptul de logical network. Logical network se referă la rețeaua data center-ului. În acest caz avem două locații și pentru fiecare locație se folosește câte un set de adrese de IP corespunzător configurației fizice de rețea din data center-urile respective. Deci logical network-ul modelează rețeaua data center-ului, pe când virtual machine network, pe care l-ați văzut mai devreme, modelează, bineînțeles, rețelele chiriașilor, ale tenanților. Și în sfârșit avem conceptul de logical switch, despre care am povestit. Este ca un soi de template care conține setări ce se vor aplica în mod sistematic hosturilor gestionate. Și aici avem conceptul de uplink port profile, unde putem configura teaming, și avem de asemenea și conceptele de native port profile, cu care putem configura setări de quality of service pentru diverse categorii de trafic, putem configura filtering și alte capabilități. Acestea se vor aplica diverselor tipuri de trafic, atât traficul de la mașini virtuale, cât și traficul de acces la storage sau pentru partea de live migration. În acest fel putem controla foarte strict ce bandwidth, de exemplu, poate fi folosit de anumite tipuri de mașini virtuale. Acest logical switch este deci un container care conține diverse setări și acestea pot fi aplicate într-un mod centralizat către hosturi. Și așa cum ați văzut și mai devreme, el conține setări de uplink care se aplică, de exemplu, la felul în care sunt gestionate plăcile de rețea fizice, cum ar fi setări de teaming, și native port profile, care se aplică la traficul dinspre mașini virtuale. Și aici putem pune setări de offload, de securitate sau de bandwidth. Haideți să facem acest scenariu. Am pus pe un singur slide toate setările pe care dorim să le realizăm. Vom configura mai întâi un logical network, rețeaua care să modeleze rețeaua data center-ului, și apoi vom crea două VM network, o rețea albastră și o rețea roșie, să zicem. Asta este exemplu pe care îl puteți găsi și pe TechNet, de exemplu. Și pentru a realiza acest lucru, mai întâi vom crea un logical network, apoi vom crea VM network și spre final vă voi arăta cum puteți crea un virtual switch care va conține uplink port profile și native port profile. Deci haideți să vedem această configurare. Trebuie să-mi partajez mașina cu SCVMM. Deci suntem din nou în zona de Fabric, așa cum povesteam și mai devreme, Fabric conține hosturile, dar și partea de networking și partea de storage. Și vom începe prin a crea un logical network. Logical network trebuie să modeleze rețeaua data center-ului și o să-i zicem data center network. Și vedeți aici mai multe opțiuni. Putem alege opțiunea rețeaua data center-ului este o singură rețea și este, conține locații care sunt conectate, subneturi care sunt complet rutabile. Și aici avem o bifă. Allow new VM networks created on this logical network to use network virtualization. Această opțiune este foarte importantă pentru că trebuie configurată la crearea logical network. Nu o putem configura ulterior. Ce înseamnă această opțiune? Înseamnă că se va face network isolation, se va folosi network virtualization cu NVGRE, iar rețelele de tip VM network pentru mașinile virtuale vor fi izolate între ele și de asemenea vor fi izolate data center-ului. Deci această opțiune este foarte importantă pentru în cazul în care doriți să faceți izolare.
De asemenea, ați fi putut să folosiți VLAN-uri sau private virtual LAN. În acele scenarii, de fapt, izolarea se va face cu VLAN-uri în loc de networking virtualization. Aici trebuie să modelăm cumva rețeaua data center-ului și vedeți că pentru acest data center voi insera un rând care să spună VLAN 0, VLAN-uri în acest caz, pentru că vom folosi networking virtualization, iar IP subnet este cel care 192.168.100.0/24. Asta este subnetul curent folosit. Și aici, să zicem, pentru data center București. Da? Deci ăsta ar fi pentru locația din București. Putem avea mai multe data center, bineînțeles, în diverse locații și atunci putem crea câte de site, de network site, pentru fiecare dintre locațiile respective. Pentru fiecare configurare pe care o faceți în SCVM, se va porni un job și rezultatul va fi că vom avea acest data center network. La acest data center network putem pool, adică un pool de adrese de IP care să fie alocate automat, în acest caz hosturilor de virtualizare care vor fi nou create, de exemplu cu bare metal, pool IP hosts și vom face asta pentru un site existent, adică pentru data center-ul de la București. Vom spune că începe de la 100 până la 200, deci putem acomoda până la 101 hosturi. Putem pune setările de gateway în mod automat. 268.100.1, de exemplu. Putem pune setările de DNS în mod automat, astfel încât vom face deployment la hosturi cu bare metal. Pentru asta va fi nevoie de un serviciu de VDS. Sau putem configura în mod automat nou instalate. În acest caz îi dau adresa de IP a serverului de DNS din această configurație. Nu avem WINS, deci am configurat și acest IP pool pentru a fi asignate adrese de IP în mod automat la hosturi. Ok, pasul următor ar fi să facem rețele pentru mașinile virtuale, acele VM Networks. VM Networks nu se află la secțiune. VM Networks se află la secțiunea dedicată tenanților și asta înseamnă că mergem la VMs and Services și aici vom crea un VM Network. Și o să-i spunem, de exemplu, Blue Tenant. Bineînțeles, acest VM Network, Blue Tenant Network, acest VM Network va fi vizibil pentru chiriașul, în cazul ăsta chiriașul cu numele Blue, albastru. Blue Tenant Network funcționează peste Logical Network și folosește Networking Virtualization, deci va fi izolată față de rețeaua data center-ului. Și observați că avem by default izolare virtualization și vom lăsa această opțiune. Și acum trebuie să-i spunem, ok, acest chiriaș ce adrese de IP folosește? Și vom spune, ok, Blue Tenant, iar subnetul este 10.0.0/24. În acest moment nu avem un Networking Virtualization Gateway, o să revin la această componentă puțin mai târziu, dar am creat deja un Blue Tenant Network. În pasul următor voi face același lucru pentru celălalt chiriaș și anume pentru Red Tenant Network. Vom crea deci un nou VM Network, zicem Red Tenant Network. Bine,
bazează peste logical network și anume rețeaua data center-ului, dar vom folosi de asemenea izolare cu networking virtualization și îl vom folosi, îi zicem aici Red Tenant, iar subnetul este tot 10.10.0.0/24. Nu va fi conflict de adrese de IP pentru că rețelele sunt izolate între ele și față de rețeaua data center-ului. Hai să vedem cum arată configurația rezultată. Avem deci două rețele pentru tenants și pentru fiecare dintre ele putem adăuga câte un IP pool, adică adrese de IP care să fie alocate automat de data asta mașinilor virtuale care vor fi create de către acești tenants. În cazul ăsta să zicem red IP pool, scuze, pentru care l-am, pentru blue mai întâi. Îmi cer scuze. Blue IP pool. Și bineînțeles că va fi alocat pentru Blue Tenant, aceste vor fi alocate adresele de IP. IP address range vom pune de la 100 la 150. Acestea vor fi configurate automat ca adrese de IP statice, deci atenție, nu se folosește DHCP-ul, tuturor mașinilor virtuale din care vor fi create de către acești chiriași. Deci voi avea 10.0.1 pentru gateway. Putem pune adresa serverului de DNS, 10.10.0.10, de exemplu. Bineînțeles, asta ține de configurația pe care o are tenantul respectiv pentru partea de rețea. Și am configurat acest IP pool. După care voi merge la celălalt chiriaș, la Red Tenant, și voi asocia și lui un IP pool. De exemplu, în cazul ăsta va fi Red IP pool. Adresele vor fi din aceeași clasă de adrese, dar nu va fi conflict pentru că ele sunt izolate. Și voi da exact același range. Deci voi putea aloca adrese de IP din același range de adrese fără a avea grija că va fi conflict. Și voi pune acum adresa de gateway. Toate acestea vor fi configurate ca adrese statice în interiorul mașinilor virtuale. Deci toate aceste opțiuni vor fi configurate în momentul când mașina virtuală va fi creată pe baza unui template. Și la fel pot să-i spun acum un alt server de DNS, 10.10.0.10, deci similar cu celălalt tenant, depinde iarăși de configurația pe care o are chiriașul respectiv. Deci avem cele două rețele de tip VM Network și pentru fiecare am alocat câte un IP pool care, întâmplător sau nu, conține același set de adrese de IP. În pasul următor mai voi acoperi și felul în care puteți configura setări pe hosturi într-un mod sistematic folosind logical switches. Înainte de a face acest lucru, trebuie să discutăm conceptul de port profiles și aici vreau să vă arăt câteva dintre profilele existente pentru a controla diverse tipuri de trafic. De exemplu, avem un medium bandwidth adapter, la care putem configura setări de offload, adică virtual machine queuing, IPsec task offloading, single root IO virtualization, SRIOV. Acestea pot fi aplicate într-un mod sistematic asupra traficului generat, de exemplu, de mașinile virtuale. În cazul ăsta va fi un trafic de tip medium bandwidth și o să vedem mai târziu setările de bandwidth, dar în același timp putem activa și aceste capabilități de offload procesării traficului de rețea din mașina virtuală, de fapt, pe placa de rețea care este instalată în host, pentru că unele plăci de rețea au aceste capabilități de offload, deci de IPsec task offloading sau de virtual machine queuing.
De asemenea, security settings. Putem face diverse tipuri de filtrări, de exemplu să filtrăm traficul de DHCP, să filtrăm traficul de router advertisement și alte opțiuni. Aceste lucruri sunt utile pentru a preveni faptul ca trafic nedorit să treacă dinspre mașinile virtuale către rețea. Și vedeți, în sfârșit, setările de bandwidth care pot fi aplicate pentru acest tip de trafic. Este un trafic proporțional, deci se folosește bandwidth weight de 3 relativ la 100. Putem, de asemenea, putem configura valori absolute de trafic. Avem o întrebare de la Cristi. La definirea interfețelor în Logical Network, se pot selecta și interfețele fizice? Aici o să revin puțin la demonstrația anterioară și veți vedea că conceptul de Logical Network se referă la un obiect care reflectă rețeaua data center-ului. La momentul definirii acestui obiect, nu știm încă ce plăci de rețea sunt disponibile pe hosturile respective. De-abia în momentul în care vom aplica acel Logical Network pe hosturi, putem selecta care vor fi plăcile de rețea pentru la care să se aplice acel Logical Network, pentru care avem conectivitate. Și asta se face pentru fiecare host individual sau la nivel de cluster, dacă vreți să aveți o configurare individuală pentru cluster. Deci voi reveni la această demonstrație pentru că este foarte bună întrebarea. Cum facem binding între Logical Network și plăcile de rețea propriu-zise. Ok. Revenind la demonstrația mea, am văzut, de exemplu, proprietățile pentru un medium bandwidth adapter. Mai avem, de exemplu, live migration. Și să vedem aici proprietățile. Pentru live migration avem, de asemenea, setări de offload, security, dar ce mă interesează pe mine este bandwidth-ul rezervat pentru live migration și vedeți că proporțional, folosind ponderare, dacă există mai multe tipuri de trafic, pentru live migration se garantează 40% din bandwidth-ul disponibil pe host. Similar, putem vedea pentru traficul de storage, de exemplu, dacă storage-ul este oferit pe iSCSI, putem de asemenea spune cât să fie bandwidth-ul alocat sau rezervat pentru acest tip de trafic. Cu aceste capabilități puteți filtra, puteți face offload și puteți asigura limite de bandwidth pentru diversele tipuri de trafic care vor fi folosite pe un anumit host. Haideți să creăm încă un port profile. Acest port profile va fi de tip uplink port profile. Acest port profile se va aplica plăcilor de rețea fizice și aici putem configura teaming și vedeți aici opțiunile static, switch independent sau LACP, depinde de capabilitățile plăcilor de rețea din host și de capabilitățile switch-ului fizic. Și astea se vor aplica într-un mod centralizat pe hosturile unde vom aplica aceste setări. Puteți spune la care dintre site-uri se va aplica, de exemplu la Data Center București. Vom face acest lucru puțin mai târziu și pe urmă îl vom adăuga într-un logical switch pentru a-l putea adăuga pe hosturi. Haideți să facem acest lucru acum. Deci la logical switches vom configura setări rețea în mod centralizat pe hosturi. Pentru asta îi vom zice ok, setări rețea data center. Putem activa SRIOV, dar asta este o capabilitate care necesită plăci de rețea specializate și, bineînțeles, în acest o anumită legare a mașinilor virtuale de hosturi, pentru că SRIOV oferă un acces direct al mașinii virtuale către placa de rețea, bypassând virtual switch-ul. Putem activa filtering.
La uplink port profile voi adăuga uplink-ul port profile pe care l-am creat anterior. Aici putem configura dacă voi face teaming sau nu, pentru că hostul pe care l-am eu nu are două plăci de rețea, nu voi face teaming, dar aici puteți selecta opțiunea. Iar la virtual port profile trebuie să spun ce tipuri de trafic vor fi folosite prin această placă de rețea. De exemplu, pot să folosesc pentru host mail și putem pune aici port profile-ul corespunzător, host management. Pe urmă voi adăuga trafic pentru mașinile virtuale, hai să zicem un medium bandwidth profile. După care voi adăuga trafic de live migration și, bineînțeles, cu port profile respectiv. Și, în sfârșit, să adăugăm și trafic de acces la storage, iSCSI workload. Și, în acest caz, voi adăuga un trafic de iSCSI. Deci, pentru port profile. Acest exemplu ne arată cum putem face convergență, adică în loc să avem plăci de rețea dedicate pe hosturi pentru diverse tipuri de trafic, și asta era o recomandare tradițională pentru a putea izola traficul, adică să avem plăci de rețea pentru accesul la storage, plăci de rețea pentru managementul hosturilor, plăci de rețea dedicate pentru live migration, plăci de rețea pentru traficul mașinilor virtuale, asta, bineînțeles, vine cu cerința să avem mai multe plăci de rețea în fiecare host. Facem acest lucru, vom face convergență, adică plăcile de rețea existente în host le putem configura astfel încât să avem bandwidth-ul maxim și apoi putem limita bandwidth-ul folosit pentru diverse tipuri de trafic, adică prin același timp de plăci de rețea va fi atât trafic de management al hosturilor, cât și trafic de storage, de live migration, de trafic de mașini virtual, generat de mașinile virtuale, și pentru fiecare dintre aceste categorii de trafic putem limita bandwidth-ul folosind acele port profile-uri pe care le-ați văzut mai devreme. Este o abordare mai bună decât a avea plăci de rețea dedicate pentru fiecare tip de trafic. Și am finalizat și această configurare și pe urmă trebuie să mă duc să aplic aceste setări pentru hosturi. Cum se face acest lucru? Revenind și la întrebarea care a pus-o Cristi, voi merge din nou la secțiunea de host, selectez hostul unde vreau să aplic acele setări. Deci mergem la proprietăți și aici al switches puteți adăugați fie un logical switch, fie un standard switch, adică acela care există deja în Hyper-V Manager. Haideți să aplicăm un logical switch și vedeți că aplicăm setările de rețea data center pe care le-am configurat anterior pe adaptator existent în acel host. Bineînțeles, aici în funcție de hostul respectiv putem avea mai multe adaptoare de rețea Ethernet și, bineînțeles, putem selecta pe care dintre ele le vom folosi, în special dacă vrem să creăm un team. Deci, setările pe care le-am configurat într-un mod centralizat în SCVMM se aplică pe hosturi. Puteți aplica aceste setări și la nivelul unui cluster. Dacă am avea mai multe hosturi într-un cluster, puteți aplica aceste setări centralizat la nivel cluster. Deci asta este modul de aplicare al setărilor. Ok, dacă mai sunt și alte întrebări despre acest subiect, deci mai aștept întrebări, dacă aveți. Dacă nu, o să trecem la partea de storage.
Mă grăbesc un pic pentru că mai avem circa jumătate de oră. Ca o paranteză la subiectul discutat aici, există conceptul de Network Virtualization Gateway. Dacă folosim Network Virtualization, mașinile virtuale care sunt conectate la VM Networks și vedeți are în care avem rețeaua Red VM și rețeaua Blue VM. Și bineînțeles că avem mașinile virtuale corespunzătoare ale celor doi tenanți. Și în acest caz, mașinile de tip Blue pot comunica între ele, chiar dacă se află pe hosturi diferite. Și asta se face prin încapsulare cu Networking Virtualization, se folosește protocolul NVGRE. Și, de asemenea, traficul va fi izolat față de rețeaua Red VM Network, pentru că se folosește Networking Virtualization. Deci chiar dacă mașinile virtuale sunt pe hosturi diferite, mașinile virtuale conectate la același VM Network pot comunica între ele. Va fi izolat față de alte VM Network și față de rețeaua data center-ului. Bun, și acum problema este cum se va conecta tenantul respectiv, chiriașul, la aceste mașini virtuale care rulează în data center-ul nostru, dacă aceste rețele virtuale sunt izolate. Și atunci avem conceptul de Network Virtualization Gateway, care poate fi implementat fie ca o mașină virtuală, fie există Network Virtualization Gateway oferit de diversi vendori. Cel mai bun exemplu este Cisco Nexus 1000V, și care poate realiza această încapsulare și decapsulare a traficului folosind protocolul NVGRE și poate forwarda traficul mai departe către rețelele tenanților folosind de obicei VPN-ul. Și astfel, Red Tenant poate să se conecteze prin VPN la un Network Virtualization Gateway, în cazul ăsta implementat ca o mașină virtuală, și prin acel Network Virtualization Gateway poate avea acces la cele trei mașini virtuale care rulează în infrastructura noastră. Similar, Blue Tenant folosește un VPN până la un Cisco Nexus 1000V și prin intermediul acestuia poate avea acces la Blue VM Network și poate comunica cu mașinile virtuale găzduite la noi. Următorul subiect din discuția de astăzi este managementul storage-ului. Aici, însă CVMM, putem gestiona, folosind Storage Management APIs, diverse tipuri de storage-uri, atât Fiber Channel cât și iSCSI, oferite de diversi vendori. Pentru asta, de exemplu, noi o să demonstrăm conectivitatea la un storage de tip iSCSI și pentru asta o să folosim iSCSI target-ul inclus în Windows Server. Probabil că știți că puteți configura pe un anumit server capabilitatea de iSCSI target și apoi puteți publica volume, lunuri, folosind spațiu disponibil pe discurile locale către alte servere folosind protocolul iSCSI. O să vă demonstrez imediat acest lucru folosind un iSCSI target care se află instalat aici într-o mașină virtuală și mă voi conecta la el folosind un provider. SMIS vine de la Service Management Storage Management Instrumentation Specification, un protocol care este folosit pentru managementul storage-ului. Și prin intermediul acestui protocol putem gestiona acest tip de storage în mod centralizat din consola de SCVMM. Același lucru este disponibil și pentru alte tipuri de storage. SCVMM poate gestiona atât block storage, adică storage tradițional, bazat pe Fiber Channel, iSCSI, discuri SAS, deci storage-uri de tip block care sunt formatate cu, deci volume de tip block care sunt formatate cu NTFS, dar începând de la versiunea Windows Server 2012 avem și conceptul de scale-out file server, care folosește protocolul SMB3.0 pentru a putea stoca mașinile virtuale pe file share-uri. Bineînțeles, acele file share-uri trebuie să fie highly available, deci să fie într-un scale-out file server. SCVMM poate gestiona ambele tipuri de storage, iar pașii care sunt posibil sunt discovery, adică să descoperim acele storage-uri și să ne conectăm la ele, clasificarea,
acestora. O să vedem cum se pot crea clasificări în SCVVM, provizionarea de lunuri și prezentarea, alocarea acelor lunuri către mașini virtuale sau către hosturi și de comisionarea storage-ului, dacă este cazul. Aici vedeți un tabel cu diverse tipuri de storage-uri suportate a fi gestionate direct din SCVMM prin instalarea unor provider. Și vedeți aici exemple de la Dell, EMC, Fujitsu, HP, IBM, NetApp, Hitachi. Deci o serie întreagă de storage-uri frecvent întâlnite. Pentru cea mai la zi listă trebuie să vizitați site-ul Microsoft și veți vedea acolo lista completă de storage-uri suportate. Dacă dorim să gestionăm pur și simplu scale-out file server, deci share-uri pe care să stocăm mașini virtuale, pur și simplu trebuie să creăm un share și apoi să ne conectăm la el din SCVM pentru că providerul este deja instalat. În continuare vă voi demonstra cum se poate adăuga un storage provider. În cazul meu voi încerca să adaug un storage provider pe iSCSI. Și cum îl putem gestiona, adică să creăm lunuri, să le prezentăm către hosturi, deci veți vedea aceste configurări. Am ajuns deci la partea de demo. Haideți să vedem cum putem face aceste configurări. Revin la consola mea de SCVMM. Voi merge la secțiunea de storage, unde vedeți că în acest moment nu am niciun provider configurat. Haideți să adăugăm un storage device. Putem adăuga fie un file server, în cazul meu nu am această opțiune, voi adăuga un SAN or NAS device discovered and managed by a SMIS provider. Și în acest caz voi folosi protocolul SMIS VMI, bazat pe VMI, ca să mă conectez la un host din rețeaua mea. Și pentru asta voi folosi un run NAS account pe care trebuie să-l creez în acest moment. Astea ar fi credențialele prin care SCVM-ul se autentifică la acel iSCSI target și voi folosi credențialele din domeniu pentru că acel host este un server din domeniul meu. Parola. Bineînțeles, nu e bună parola, deci o să mai batem o dată. Acum, el poate face și validarea credențialelor ca să ne asigurăm că astea sunt corecte. Voi folosi acest run NAS account pentru a mă conecta la acel iSCSI target, care rulează, așa cum am spus, pe un server din rețeaua mea. Și în continuare voi selecta ce pot să gestionez de pe el. Providerul este deja instalat. În momentul când instalați iSCSI target-ul în sistemul de operare Windows Server 2012R2, deci nu trebuie să configurez nimic suplimentar. Pentru alte tipuri de storage-uri, de exemplu storage-uri de la furnizorii de hardware, HP, Dell, IBM, EMC și așa mai departe, va trebui de regulă să instalați un provider prin intermediul cărora să vă puteți conecta la aceste tipuri de hosturi. Și observați că a reușit să se conecteze la acest device de tip storage, este un server din rețeaua mea, și aici pot să-i spun care dintre discurile sau volumele care sunt disponibile pe acel host să le pot folosi pentru a crea alocații cinele virtuale. Mai trebuie să creez un storage classification și o să-i zic aici silver storage, pentru de storage pe care îl creez, trebuie să aloc unei. Asta înseamnă, de fapt, o abstractizare a storage-ului respectiv, astfel încât utilizatorii să nu vadă că este, de fapt, un storage de tip iSCSI sau de tip Fiber Channel. Deci o să provizionez acest target. Și
după ce se finalizează configurarea, vom vedea acest storage în consola de SCVMM și vom putea să începem să alocăm, să creăm lunuri și să le alocăm. Avem două întrebări de la Robert G. Care sunt acele două întrebări? Vă rog. Retrageți întrebarea curentă și puneți cele două întrebări. Ce este mai recomandabil de folosit, iSCSI sau SMB 3.0? Este o foarte bună întrebare. Sunt protocoale complet diferite, bineînțeles. iSCSI este, de fapt, o implementare a protocolului SCSI peste TCP/IP. Zero este protocolul de file sharing din Windows. iSCSI, dacă este configurat corect, poate avea un bandwidth foarte bun. De exemplu, iSCSI peste o rețea de 10 poate avea în unele cazuri un bandwidth sau un throughput mai mare decât multe implementări de Fiber Channel. Da. Deci iSCSI poate fi în anumite scenarii foarte, foarte bun și folosit pentru că este foarte flexibil, pentru că puteți prezenta orice LUN de pe un iSCSI target către orice host sau chiar cele virtuale. SMB 3.0 este protocolul de file sharing din Windows, este un protocol, dacă vreți, mai gras, dar implementarea de SMB 3.0 este optimizată pentru acest tip de trafic, pentru a stoca mașini virtuale pe file share-uri. În acest caz, este recomandat să folosim de rețea de viteză mare, de exemplu 10 gigabit, pe conexiunea între serverele de Hyper-V și serverele care găzduiesc acele file share-uri. Și de obicei, acele servere care țin file share-ul sunt configurate într-un cluster, în așa numitul Scale Out File Server. În acest fel se poate obține maximum de performanță, pentru că Scale Out File Server este un cluster de tip activ, spre deosebire de file service-ul tradițional, care de asemenea poate fi configurat în cluster, dar în modul activ-pasiv. Scale Out File Server fiind activ-activ, înseamnă că toate hosturile din cluster răspund simultan cererilor venite din partea serverilor de Hyper-V. Și bineînțeles, asta ne asigură un throughput mai mare. Deci, dacă intenționați să folosiți file servere pentru a stoca mașinile virtuale, recomandarea mea este să folosiți configurația de scale-out file server. A doua întrebare este, există vreo diferență de performanță? LUN iSCSI este prezentat la mașina virtuală direct sau este prezentat la host și mașina virtuală cel LUN prezentat la host? Corect. Totul depinde de cum aveți configurate rețelele. Dacă, de exemplu, mașina virtuală este izolată, adică folosește networking virtualization, s-ar putea să nu puteți să vă conectați direct virtuală către storage, pentru că mașina virtuală nu vede direct rețeaua data center-ului și nu vede storage-ul direct. Dar dacă prezentați LUN-ul către host, puteți folosi capabilitatea de pass-through disk din Hyper-V, astfel încât să prezentați LUN-ul respectiv să fie folosit direct de către mașina virtuală. Din punct de vedere performanță, eu cred că performanța este limitată doar de hardware în acest caz, pentru că poate că performanța ar fi un pic mai scăzută dacă prezentați LUN-ul direct către mașina virtuală cu iSCSI, pentru că în acest caz procesarea traficului de rețea se face în mașina virtuală, deci pentru iSCSI, în comparație cu a avea același trafic generat către hosturi. Da? O opinie personală. Deci, după mine, soluția ar fi să folosiți device-uri de rețea cât mai rapide, 10 gigabit, și asta vă va asigura un maximum de performanță. Foarte bune întrebările.
Avem și o întrebare de la Sergiu. Sergiu ne întreabă dacă dorim să utilizăm un storage de la producător de storage, trebuie instalate driverele pentru aceste storage cu System Center 2012R2. Driverele se numesc SMIS providers, deci provideri în acest caz, sunt implementate în PowerShell, deci oferă o interfață PowerShell ca să poată fi folosite de către SCVMM. Locația în care sunt instalate, asta depinde de ce cerințe sunt. În unele cazuri, aceste provider pot fi instalați chiar pe mașina cu SCVMM. În cazul meu, de exemplu, la iSCSI Target, providerul este chiar pe iSCSI Target, adică este instalat odată cu funcționalitatea de iSCSI Target din Windows Server, deci nu a trebuit să-l instalez pe SCVMM. Evident că în cazul unui SAN de tip hardware, în acest caz trebuie să decideți o locație, un server unde să fie instalat acest provider, pentru că nu puteți instala, evident, provider direct pe storage, storage fiind un device hardware. Deci, încă o dată, depinde. Trebuie citită documentația, trebuie văzut ce cerințe au furnizorii respectivi. De obicei, acești provider sunt furnizați de către furnizorii de storage, adică HP, IBM, Dell, EMC și așa mai departe. Foarte bună întrebarea. Haideți să revenim la demonstrație. Avem providerul configurat și avem aici posibilitatea să creăm lunuri. Și observați că pe iSCSI targetul respectiv, avem deja un lun și putem să-l prezentăm către hosturi, dar putem crea lunuri suplimentare, acesta fiind un block storage. Haideți să facem un lun de test. Lun test. Vom face unul de 1 giga, ca să nu ia foarte mult timp. Și asta va crea un logical unit number suplimentar pe iSCSI target. Deci putem gestiona iSCSI target-ul direct din consola de SCVMM. De asemenea, putem să-l prezentăm către hosturi. Trebuie să așteptăm imediat să se configureze până face refresh. Și vedeți că nu este încă asignat și la proprietăți puteți vedea câteva dintre capabilitățile lui și aici puteți să-l asignați către un anumit inițiator și fie tastați adresa unui anumit host, de exemplu 192.168.100.200, de exemplu. Nu, trebuie să folosesc formatul IQN, deci în acest caz trebuie să știu exact care este adresa inițiatorului pe care vreau să o asignez. Voi face acest lucru din partea cealaltă, adică merg la lista de hosturi, selectez un anumit host, deci cel pe care l-am aici, merg la proprietățile acestuia și la storage. Aici puteți prezenta un anumit storage. Deci, de exemplu, aveți un disc existent și mai puteți adăuga. Cred că n-am făcut încă masking-ul, îmi cer scuze pentru încurcătură, trebuie să prezint acest lucru către un grup de hosturi. În acest moment, lunul nou creat nu este prezentat încă, deci trebuie să mergem aici la Arrays și pentru Array la Classification and Pools avem logical unit-ul nostru și îl alocăm către un anumit grup de hosturi. Asta era un pas intermediar pe care l-am sărit. Asta înseamnă că numai
hosturile respective vor avea acces la acel LUN. Și tot aici pot să aloc și logical unit number-ul pe care l-am creat anterior. Deci asta se face, va face masking-ul necesar, adică va configura targetul să accepte conectivitatea din partea hosturilor din acel grup. Da? Ok. Și în acest moment pot să merg la proprietățile serverului și să mă conectez la storage, să-l conectez la storage-ul respectiv. Și pentru asta, vedeți că pot adăuga disc de data asta, nu era disponibil anterior, pot adăuga discul pe care l-am, deci logical unit number-ul pe care l-am creat anterior și pot să-i spun volume number, să-i facă quick format, să-i asigneze un drive letter, deci acest lucru va fi disponibil direct pe host, pot să-i asignez o clasificare și toți acești pași sunt realizați direct din consola de SCVMM. Deci nu mai trebuie să merg pe fiecare host în parte și să mă conectez la storage, să configurez iSCSI initiator-ul, ci acest lucru poate fi făcut direct din consola de SCVMM. Haideți să revenim la prezentare și să continuăm cu template-uri. Deci am acoperit zona de configurare de fabric, adică hosturi, networking și storage. Și acum să vedem cum pot configura template-uri de mașini virtuale, astfel încât să automatizăm crearea de mașini virtuale folosind SCVMM. Un Virtual Machine Template conține două lucruri. Un hardware profile, care descrie configurația hardware-ului virtual, adică procesoare virtuale, mașini virtuale, memorie virtuală și așa mai departe. Și un guestOS profile, care conține setări ce se vor aplica sistemului de operare din interior. Și după care va trebui să atașăm un VHD care are o versiune sysprepuită de sistem de, cu acel sistem de operare. De exemplu, dacă vrem să folosim Windows Server 2012R2, va trebui să avem o instalare de Windows Server 2012R2 în mașină virtuală și pentru care am rulat deja sysprep astfel încât să depersonalizăm instalarea respectivă. În guestOS profile vom putea configura setări care să se aplice sistemului de operare din interior. La hardware profile, așa cum spuneam, puteți configura setările pentru hardware-ul virtual, procesoare virtuale, memorie virtuală, alte device-uri, vedeți aici o listă completă. La guestOS profile puteți să configurați diverse roluri, feature-uri, puteți să adăugați mașina virtuală într-un domeniu, puteți să configurați product key, parolă de administrator, time zone. Aceste setări se vor aplica în sistemul de operare ce rulează în interiorul mașinii virtuale cu ajutorul unui fișier de tip answer files. Deci în sistemul de operare fiind sysprepuit, în momentul când pornește, va citi informațiile din acel answer file și se va configura corespunzător. Și suplimentar, puteți instala și aplicații și SQL Server. Vom discuta în continuare de SQL Server Profile și diversele tipuri de aplicații pe care le puteți instala în interiorul mașinii virtuale. Cu acestea puteți veni peste un VM Template să instalați automat SQL în mașina virtuală și apoi diverse tipuri de aplicații, cum ar fi aplicații web folosind pachete Web Deploy. Puteți instala aplicații AppV, deci cu Application Virtualization, Data Tier Application, așa numitele DuckPack, care conțin, de exemplu, scripturi SQL folosite pentru a crea baze de date, configura aceste baze de date, în general pentru aplicațiile web, sau diverse scripturi care să fie rulate și care să facă diverse configurări suplimentare față de cele care au fost deja făcute prin instalarea de SQL sau diverselor tipuri de aplicații. Pentru SQL Server Profile puteți instala automat SQL Server, versiunile 2008R2 sau 2012. Practic,
mașina virtuală existentă se va instala SQL într-un mod administrativ, să-i spunem, după care, în momentul când mașina virtuală se va face deployment către host, pe un host, se va face configurarea finală a SQL-ului folosind setările din SQL Server Profile, și anume instanța de SQL, conturi de servicii și așa mai departe în demonstrații. În Application Profile observați că puteți include aplicații web, aplicații virtuale cu AppV sau SQL Server Data Tier Application care conține diverse scripturi cu ajutorul cărora baze de date și le puteți configura. Tier Application Package, de exemplu, puteți să-i spuneți care să fie instanța pe care să se configureze acele setări, cum se autentifice, cu ce cont și după aceea furnizați un pachet care conține scripturile SQL corect. Pentru AppV, un pachet de application virtualization creat anterior și puteți să-i faceți deployment automatizat în interiorul mașinii virtuale, astfel încât să aveți aplicația instalată automat la momentul deployment-ului. De aplicații web, aici se folosește Web Platform Installer, metoda de instalare tipică pentru aplicații web, de exemplu un site de web asp.net care trebuie instalat peste IIS. Web Application Packages pot fi generate din Visual Studio, deci dezvoltatorii care creează aceste site-uri de web le împachetează sub forma unui pachet Web Deploy și dumneavoastră ca administrator puteți să folosiți aceste pachete pentru a face deployment automat site-uri de web. Deci aveți aceste opțiuni pentru a face deployment automat la sisteme de operare și aplicații în interiorul mașinilor virtuale folosind template-uri. Iar rezultatul final va fi folosit în așa numitele service templates. Un service template poate conține unul sau mai multe mașini virtuale care fiecare joacă diverse roluri. Iar un service template va fi făcut deployment, va face deployment la toate mașinile virtuale într-o anumită ordine. Deci în loc să creați mașini virtuale una câte una folosind VM templates, puteți crea un service template care să conțină toate aceste mașini virtuale într-un mod unitar. Și aici vedeți un exemplu pe care o să-l facem și în demonstrație. Asta este, de exemplu, o captură din interfața lui SCVM care arată un service template cu trei nivele, web tier, business tier și database tier, folosind, de exemplu, pentru un portal. Și iar mașinile virtuale din făcute deployment automat. Haideți să demonstrăm și această funcționalitate. Voi partaja din nou SCVM-ul și vom merge la secțiunea de library, unde vom crea un VM, să vedeți pașii necesari. Deci pot pleca de la un template existent, cu Windows Server 2012.2, de exemplu. După care pot să-i zic Windows Web Server IIS. Scuze. Deci, pornind de la o instalare standard de Windows Server, voi configura un server de web. Îi configurez capabilitățile pentru hardware-ul virtual. Deci sunt aceleași setări pe care le regăsiți și în Hyper-V Manager, de exemplu. O să-i configurez sistemul de operare care se află în interiorul mașinii virtuale. Imediat. Și aici observați că trebuie să-i spun ce sistem de operare se află în interior și aici puteți alege oricare dintre edițiile de Windows suportate. Pe aceste ediții face configurări automate folosind Answer Files. Noi am ales un Windows Server 2012.2 standard. Asta înseamnă că putem merge la roluri și să-i adăugăm și roluri automat. De exemplu, pentru web server
pot să-i adaug funcționalitatea de web server IIS, diverse capabilități ASP.NET, cu capabilitățile de ar fi Dynamic Content Compression, Basic Authentication, în funcție de ce am nevoie pentru acel tip de site, Windows Authentication, de exemplu. Toate aceste roluri vor fi configurate au mod de operare ce rulează în interiorul mașinii virtuale. Aș vrea să-i schimb astfel încât să nu se mai numească SRV, ci Web, adică va fi configurat automat numele hostului, al sistemului de operare ce rulează în mașina virtuală și se va incrementa automat 001, 002, deci aceste sharp-uri indică faptul că se va incrementa automat numele hostului. Pot de asemenea include și alte aplicații, dacă de exemplu aș avea o aplicație de tip web, pot să specific aici Web Application Package care conține fișierele aplicației web respective. În acest moment nu am o aplicație web, așa că o să sar peste acest pas. De asemenea, puteți configura un SQL Server Deployment și aici puteți configura numele instanței, puteți spune care sunt, cine este administratorul de SQL, modul de autentificare, de unde să ia kit-ul, de asemenea conturile de servicii folosite de către SQL. Având în vedere că ăsta este un server web, nu trebuie să instalăm SQL-ul pe acest server, vom face separat dacă este nevoie un alt template pentru servere de tip SQL. Am acoperit, deci, pe scurt, modul în care puteți crea un template. Și în continuare acest template de mașină virtuală va putea fi creat, va putea fi folosit pentru a crea noi mașini virtuale și acestea vor putea fi plasate automat pe hosturi. Voi merge un pas mai departe și voi crea un service template. Asta, un service template poate conține mai multe mașini virtuale la care se va face deployment-ul într-o anumită ordine. O să deschid un template existent în Designer. Și o să modific template-ul astfel încât pentru web tier să folosească template-ul de mașină virtuală pe care l-am creat anterior. Deci o să trag acest template de web server IIS pe care l-am creat anterior și o să folosească acel template de mașină virtuală pentru web tier. Acesta este un portal în care avem un nivel de tip web. Avem un business logic și avem un database tier și pentru fiecare dintre acestea putem folosi template-uri diferite de mașini virtuale, evident. Haideți să numim acest template de servicii, să zicem, portal web și pe urmă să facem conectarea la o rețea, pentru că observați că în acest moment mașinile virtuale nu sunt conectate la o rețea. Pentru asta o să adaug un VM Network și o să-l configurez aici. O să fac browse pentru a-l conecta la o rețea existentă și observați că aici sunt disponibile rețelele virtuale de tip VM Network pe care le-am creat anterior. Deci pot să spun că în mod automat aceste mașini virtuale nou create se vor conecta la Blue Tenant Network. Și pe urmă voi folosi conector pentru a face conectivitatea necesară. În cazul ăsta, toate cele trei mașini virtuale vor fi conectate la aceeași rețea. Puteți face și scenarii mai complexe în care aveți rețele virtuale diferite, iar o parte dintre mașini sunt la o rețea virtuală, altele la altă rețea virtuală, dar în cazul ăsta fiind un portal unde serverele trebuie să comunice între ele, trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Acum trebuie să fac Save and Validate și el va verifica faptul că toate configurările pe care le-am făcut puțin mai devreme sunt consistente, deci se poate face deployment la acest template de servicii. Mai vreau să vă arăt după aceea o serie de configurări care pot fi realizate, deci validarea a reușit cu succes. De exemplu, pentru web server
pot face deployment la mai multe mașini virtuale simultan. Avem opțiunea de scale out și by default el face, creează o singură mașină virtuală, dar pot decide să instalez până la 5 mașini virtuale, de exemplu, configurate într-un NLB. Toate aceste setări sunt configurate la nivelul template-ului, la nivelul service template-ului. Bun, am făcut acest template de servicii, să vedem cum îi facem deployment. Evident că putem face deployment din consolă, deci pot configura aici deployment-ul și pot să-l plasez, de exemplu, portal 1, să-l plasez pe hosturile din data center, dar de asemenea pot face același lucru dintr-un portal de tip self-service și aici va trebui să discutăm despre cele două portaluri disponibile și anume App Controller și Windows Azure Pack. Observați că în acest moment nu am capacitate suficientă pe hosturile mele pentru a face deployment la acest portal, pentru că mașinile virtuale pe care le-am pus în acest service template au cerințe prea mari și, din păcate, hostul meu nu are capacitate suficientă pentru a putea face deployment la acest portal. Ce am vrut eu însă să vă arăt este modul de lucru, adică faptul că după ce am creat un template de servicii, pot să-i fac deployment din intermediul consolei. Haideți să continuăm prezentarea, pentru că suntem puțin în întârziere. Mai am un singur subiect de discutat, și anume self-service access. Cum oferim acces utilizatorilor pentru a putea face deployment automat la mașini virtuale și la servicii. Și aici avem două posibilități. Prima posibilitate se numește App Controller, care este o componentă din System Center 2012R2 și care este un portal web cu ASP.NET și Silverlight. Are în spate o bază de date și utilizatorii se vor conecta la acest portal pentru a putea crea mașini virtuale atât pe hosturile Hyper-V gestionate de SCVMM, dar, de asemenea, dacă avem un Windows Azure Subscription, pot crea mașini virtuale în cloud-ul public Microsoft. App Controller va oferi o interfață unitară care ne va permite să ne conectăm la ambele tipuri de cloud-uri, deci la cloud public sau la un cloud privat. Vă voi demonstra imediat cum putem configura App Controller pentru a ne conecta la SCVMM-ul existent și a putea crea mașini virtuale folosind template-urile disponibile. Cea de-a doua opțiune pentru a crea mașini virtuale se numește Windows Azure Pack. Diferența față de App Controller este că Windows Azure Pack a fost gândit în configurație multi-tenant, adică poate permite găzduirea la mai mulți beneficiari. Acest lucru este necesar, de exemplu, pentru un service provider care își propune să ofere pentru diversi beneficiari externi. Windows Azure Pack oferă un subset din funcționalitățile disponibile în cloud-ul public Microsoft Azure și putem găzdui site-uri de web, mașini virtuale, ce ne interesează pe noi, deci putem Capture as a Service prin intermediul Windows Azure Pack, putem găzdui baze de date și putem crea rețele virtuale și de asemenea mecanisme de comunicație asincrone de tip Service Bus. Toate aceste servicii sunt expuse prin intermediul unui portal, dar de asemenea pot fi consumate și prin intermediul Web Services. În cele ce urmează vă voi arăta cum putem configura App Controller. Deci avem interfața, avem deployment-ul nostru de SCVMM care conține și un host și vrem să putem crea mașini virtuale prin intermediul unui portal folosind template-urile disponibile pe server. Mai trebuie să fac un pas suplimentar. Trebuie să aloc capacitate pentru user și acest lucru îl voi face la secțiunea de clouds. Și aici voi face right-click, create cloud. Asta este funcționalitatea care îmi place mie cel mai mult în SCVMM. Vedeți ce simplu este să creez. Voi crea un cloud pentru
pentru cine am spus anterior, hai să facem pentru Blue Tenant. Și acestui Blue Tenant îi voi aloca capacitate pe hosturile din data center-ul meu. Bineînțeles, utilizatorii care vor folosi acest cloud, acest pool de resurse, nu vor vedea hosturile, nu vor vedea partea de networking, nu vor vedea partea de de storage. Le pot asigna diverse tipuri de trafic și de bandwidth pentru mașinile virtuale. Pot să-i aloc, de exemplu, pentru ca mașinile virtuale să folosească, să fie plasate automat pe storage de tip silver. Vedeți că este o abstractizare a storage-ului existent. Practic, utilizatorii nu vor vedea că, de fapt, acolo este un iSCSI target bazat pe Windows. Pot, de asemenea, deci, practic, sunt niște nume, niște label-uri care sunt date diverselor tipuri de storage. Pot să-i dau acces la o librărie de unde să citească template-urile de mașini virtuale. Da? Pot să-i aloc capacitate și aici devine partea interesantă. Îi voi spune, ok, cloud-ul ăsta nu este infinit, este un pool de resurse care îi va permite să folosească procesoare virtuale, maximum 8 GB de RAM, maximum 50 de GB de storage. E un cloud. Pot să-i spun de asemenea că poate crea maxim 5. Deci, din totalitatea resurselor disponibile în infrastructura mea fizică, în Fabric, eu îi voi permite să creeze doar capacității specificate. Și mai trebuie să-i spun că este un cloud de tip Hyper-V. În acest moment, resursele au fost create, mai trebuie să le și aloc. Pentru asta și voi configura permisiunea astfel încât să aibă acces la acest cloud. Asta o voi face la secțiunea de user role, unde voi crea un nou user role, self-service, red tenant, care îi voi da dreptul să fie un application administrator. Aici pot adăuga membrii și o să adaug userul curent ca să pot face demonstrația. Deci aici vor fi toți utilizatorii care vor avea permisiunea asupra cloud-ului respectiv. Îi voi spune care voi Blue Tenant cu Red Tenant. Deci trebuie să-i spun aici, de fapt, Blue. Mă scuzați pentru încurcătură. Așa. Deci profilul Application Administration, membrii, va avea dreptul să creeze mașini virtuale pe Blue Tenant Cloud și aici pot specifica limit de suplimentare, cote pentru membrii acestui tenant. Pot să-i adaug, pot conecta și de asemenea resurse astfel încât, de exemplu, se poată vedea anumite template și de asemenea template-ul de tip servicii pe care l-ați văzut anterior. Și aici puteți să-i spuneți ce permisiuni au voie să facă asupra mașinilor virtuale pe care le creează. Bineînțeles că puteți configura în mod individual fiecare dintre aceste permisiuni. Acești pași fiind îndepliniți, pot merge acum la controller. Mă loghez cu curent. App Controller, așa cum am spus, este un portal web bazat pe Silverlight. Și primul lucru care trebuie să-l fac în calitate de administrator este să mă conectez la instanța SCVMM, adică să mă conectez, să realizez o conexiune între App Controller și SCVMM, care rulează în mașina virtuală, astfel încât ulterior utilizatorii să poată proviziona
mașini virtuale și servicii folosind template-urile publicate din SCVMM. Trebuie spus că singurul mod pe care utilizatorii pot crea mașini virtuale folosind acest portal este doar folosind template-ul, și anume template-urile pe care le-am dat permisiuni puțin mai devreme. Deci pot securiza foarte bine acest environment, astfel încât doar utilizatorii care au permisiuni să poată asupra template-urilor, să poată vedea template-urile respective. Durează puțin sign-in-ul pentru că e prima lansare, poate că ar fi trebuit să mă loghez anterior. Ok, avem interfața de tip App Controller și în calitate de administrator trebuie să mă conectez la un Virtual Machine Manager Server. Văd că de asemenea pot să mă conectez la o subscripție de Windows Azure sau la un furnizor de servicii third party care oferă servicii de tip private cloud. Haideți să mă conectez la serverul meu de SCVMM, care se numește scvmm.techcreative.ro, pe portul consolei, se importe automat orice certificate configurate și să vedem dacă reușește conexiunea. Asta este configurarea inițială prin care eu, în calitate de administrator, configurez portalul să se conecteze la o infrastructură gestionată cu SCVMM. Pot să mă conectez la mai multe servere de SCVMM diferite. Dacă am, de exemplu, data center separate, în care în fiecare avem hosturi de Hyper-V și SCVMM, pot să mă leg la fiecare dintre acestea. O să mai dureze puțin. Dacă mai sunt întrebări între timp la care aș putea răspunde. Avem o întrebare de la Liviu. Avem Windows Server 2008 cu VMware, trecerea către server 2012.2 cu Hyper-V va trebui reinstalare sau se va face upgrade? Iar toate softurile și datele care rulează în prezent pe server și pe mașinile virtuale se vor păstra? Presupun că aveți o infrastructură cu SXI, adică hosturi SXI cu vCenter și pe acele hosturi rulați mașini virtuale cu Windows Server 2008 sau eu știu ce alte sisteme de operare. Evident că hosturile cu SXI nu pot fi upgradate sau migrate la Windows Server. Trebuie, dacă doriți să folosiți aceleași hosturi de virtualizare și să rulați Hyper-V, va trebui reinstalate cu Hyper-V. Întrebarea a doua este ce se întâmplă cu mașinile virtuale, deci cele care rulează pe platforma VMware. Acestea vor trebui migrate și există în acest moment un tool numit Virtual Machine Converter. Căutați pe internet la Microsoft, e un tool gratuit, Microsoft Virtual Machine Converter Tool, este la versiunea 3.0, dacă nu mă înșel. Și acel tool vă va permite să convertiți mașinile virtuale din VMware în formatul folosit de Hyper-V, pentru că evident formatul este diferit. Se va face o conversie offline, deci practic îi veți da fișierele pe care le exportați de pe serverele SX și le va converti la formatul VHD-VHDX suportat de Hyper-V. În acest moment, din păcate, nu există opțiune de migrare online a mașinilor, deci o migrare de tip virtual to virtual. Deci migrarea se va face offline. Ok, mai am o întrebare de la Cristi, sau de fapt e... Doar mi-a atras atenția asupra unui lucru. Vă rog să puneți întrebarea. Da, scuze, ați pus o întrebare anterior și eu n-am văzut-o, deci de la Cristi. Lunurile sunt salvate pe storage sub format VHD, care este modalitatea de licențiere pentru serverele virtuale. Sunt două întrebări diferite. Da, lunurile de iSCSI target
sunt în format VHD, deci implementarea este sub formă de fișiere VHD care sunt salvate pe o partiție pe serverul respectiv. Vă pot arăta ulterior partiția. Și modalitatea de licențiere pentru serverele virtuale, aici depinde de ce licențe de sistem de operare ați ales pentru hosturi. Dacă ați ales versiunea standard, aveți posibilitatea să instalați încă două mașini virtuale cu Windows Server standard și acoperite de aceeași licență. Deci, practic, nu trebuie cumpărate licențe suplimentare. Dacă aveți versiunea Enterprise pentru hosturile de Hyper-V, atunci puteți instala oricâte mașini virtuale cu sistemul de operare Windows Server, iar licențierea vă acoperă toate aceste mașini virtuale. Ceea ce spun eu este, bineînțeles, valabil pentru Windows Server 2012 și 2012 R2 și cu asta am răspuns și la întrebarea lui Sergiu. Ok. Mai avem o întrebare de la Bogdan R. Bogdan ne întreabă în cazul unei cu septembrie 2012, este posibil crearea unui PVLAN sau VLAN, bănuiesc, direct din PowerShell, nu din GUI, care poate fi adăugat unui cloud deja existent. Nu știu dacă am înțeles exact întrebarea. Ceea ce vreau să spun este că tot ce faceți în consola de SCVMM se va transforma într-un script PowerShell, pentru că implementarea de console de SCVMM este peste API-urile de PowerShell. Deci tot ce se poate face în consolă se poate face și din PowerShell, iar în unele mult mai multe lucruri, pentru că nu toate funcționalitățile expuse prin interfața PowerShell sunt prezente și în consolă. Deci răspunsul ar fi da, deși nu sunt sigur că am înțeles corect întrebarea. Revenind la demonstrația mea, observați că avem deja acces la la SCVMM. Aici pot vedea cloud-urile disponibile. Vedeți că am un Virtual Machine Manager Server, am un Virtual Machine Manager Cloud, acel Blue Tenant Cloud pe care l-am creat anterior. Dacă am ceva mașini virtuale, nu am încă pentru că nu am creat niciuna, dar pot merge la librărie și aici pot, folosind template-uri, să creez o mașină virtuală care să fie plasată pe hosturi. Eu aici lucrez în calitate de utilizator. În această calitate eu nu văd partea de fabric, deci nu văd hosturi, networking, storage, ci doar template-urile care sunt configurate de administrator și resursele, adică Blue Tenant Cloud, de asemenea configurate de administrator. Pot face deploy la o mașină virtuală, de exemplu pot să-i zic aici deploy, și se va deschide, care îmi permite să configurez un nou deployment, pot să configurez diverse opțiuni la mașina virtuală respectivă, de exemplu pe ce cloud să fie plasată, pe acel Blue Tenant Cloud, și ulterior pot să configurez diverse opțiuni în mașina virtuală, cum să zic, o mașină virtuală de test, cum să fie generat numele calculatorului și așa mai departe. Pot să-i dau deploy și mașina virtuală va fi plasată pe un host. Vreau însă să vă arăt cum pot să fac deploy și se pare că nu am acces la template-ul de... o să mai fac un refresh pentru că nu mi-apare template-ul de servicii. Uitați, acum a apărut portal web, pentru că pot face deploy chiar și la un template de servicii, cel pe care l-am configurat anterior. În cazul ăsta, la fel, trebuie să-i spun, ok, vreau să fac deploy pe un anumit cloud, cloud-ul fiind un pool de resurse care a fost alocat mie. După care, observați
că seamănă cu diagrama configurată anterior la template-ul de servicii și pentru fiecare dintre aceste componente pot să-i zic că este portal web și să configurez diversele opțiuni disponibile. Asta în calitate de utilizator, fără să știu în acest moment pe ce hosturi vor fi plasate mașinile virtuale. Astea vor fi selectate automat în funcție de configurații de hosturile disponibile, ce resurse au disponibile. Deci am făcut o scurtă trecere în revista a modului în care puteți face deployment folosind a unui template de servicii folosind App Controller. Bogdan spune, era vorba de plans and subscription, mai concret, Windows Azure Pack din PowerShell, comandleturi. Da, acum înțeleg întrebarea. Windows Azure Pack de asemenea are modul de PowerShell și se bazează pe acel Service Provider Foundation, SPF. Evident că puteți gestiona aceste lucruri din interfață, dar asta e relativ limitată, dar puteți folosi de asemenea PowerShell, API-ul de PowerShell disponibil pentru Windows Azure Pack și acest lucru se poate face prin introducerea scriptului corespunzător. Din păcate nu există un designer în acest moment pentru Windows Azure Pack, ceva similar cum ați văzut pe partea de Virtual Machine Manager pentru a face definirea serviciilor, deci trebuie să știm exact ce comandleturi de PowerShell trebuie să folosim. Nu pot să vă răspund însă exact la întrebare ce comandlet să folosesc pentru că nu știu în acest moment. Puteți trimite prezentarea pe adresa de e-mail cu care m-am înscris. Din păcate, eu în calitate de speaker nu adresele dumneavoastră de e-mail. În schimb, o să fac un alt lucru. O să încarc acum în live meeting și o să fie disponibilă în scurt timp slide-urile. Încărcarea o să înceapă imediat. Rând disponibilă la meniul de handouts din partea din dreapta din meniul Live Meeting. Deci dacă mai așteptați puțin după finalizarea prezentării, o să fie disponibilă în scurt timp. Ok, haideți să finalizăm pentru că suntem deja depășiți cu timpul. Prezentarea a durat 2 ore și îmi cer scuze pentru că am depășit timpul alocat. Inițial trebuia să dureze o oră și jumătate. Vă recomand aici câteva resurse suplimentare, bineînțeles site-ul Virtual Machine Manager. Pe urmă, Blue Plus, arhitectura de la Windows Azure Pack și aici veți putea afla informații suplimentare despre cum se configurează și Evaluation Guide, care descrie pe larg cum se face instalarea și configurarea. Din păcate, timpul disponibil nu mi-a permis să acopăr mai mult pe zona de Windows Azure Pack și nu am în momentul ăsta la o instanță configurată, dar ghiduri. De asemenea, pe Microsoft Virtual Academy, cursuri online gratuite, vă recomand următoarele jumpstart-uri: Introduction to Hyper-V, Server Virtualization cu Windows Server Hyper-V și System Center și recent, în luna august, a fost publicat acest jumpstart care se referă la cum puteți configura Windows Azure Pack și vi-l recomand cu căldură. Deci, practic, dacă doriți să aflați mai multe informații despre Windows Azure Pack, vă recomand să urmăriți acest jumpstart și să vedeți acolo informații suplimentare, pentru că este prezentat de speaker de la Microsoft din echipa de produs și este foarte interesant. Cu acestea, prezentarea a luat sfârșit. Trebuie să acord niște premii și pentru asta o să-mi folosesc notițele pe care le-am făcut de-a lungul prezentării. O să dau un mouse lui Robert G.
care mi-a pus mai mult întrebări, de exemplu, partea de domain controller în mașină virtuală, comparație între iSCSI și SMB la accesul la storage, deci o să acord acest premiu pentru Robert. De asemenea, o să mai acord premiu pentru Daniel, care a pus de asemenea mai multe întrebări pentru felul în care se configurează hosturile în cluster, pentru dacă se poate instala SCVMM în mașină virtuală. O să mai pun, o să dau, mai dau un premiu lui Cristi, care a pus mai multe întrebări legate de Logical Network, felul în care acestea se pot aplica la hosturi și felul în care se face implementarea de iSCSI. Iar ultimul premiu să va fi pentru Sergiu, care a pus de asemenea mai multe întrebări legate de felul în care se face configurarea Smith Provider pentru accesul storage-ului și modul de licențiere a mașinilor virtuale în Windows Server 2012 R2. Pentru a intra în posesia premiilor, trebuie să trimiteți, să-mi trimiteți mie un e-mail. Adresa mea de e-mail este astoian@tecredi.ro și eu o să vă spun cum puteți să-i contactați pe cei de la Microsoft România, astfel încât să îl intrați în posesia premiului. Deci, încă o dată, câștigătorii sunt Robert G., Daniel, Cristi și Sergiu. Acum aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la această sesiune de tip webcast. Vă rog să votați, deci să spuneți dacă vi s-a părut interesantă. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă rog să îmi transmiteți întrebări, orice alte comentarii sau sugestii pe adresa astoian@tecredi.ro. De asemenea, vă invit să participați la Microsoft Summit. Puteți găsi mai multe informații pe www.mssummit.ro și o să partajez imediat pagina de web ca să puteți vedea site-ul. Și acolo cred că veți avea ocazia să, vedeți prezentări foarte interesante legate atât de topicul de cloud, dar și de alte subiecte, inclusiv pe partea de dezvoltare sau pe partea de infrastructură. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest webcast și sper să ne reîntâlnim curând.